Salutare, prieteni, ce faci? Eu sunt Dragoș și bine v-am pregătit astăzi la un episod din GTA 4. Astăzi vă facem o misiune foarte, foarte mișto. O să trecem cu elicopterul, da, și o să împușcăm cu rachete. O să fii distractiv. E misiunea cu Jacob, o misiune care o îndrăgesc, care este pe sufletelul meu. Foarte, foarte mișto e. That's my man, Nico. Rasta, Babylon. Unde mi-am pus sucul? Uite, mi-am pus aici de am de băut. Mamă, ce m-a speriat. Chemă, nu pe bune, chemă speriat. Mi-a căzut lanterna, ca să zic așa. Că eu nu sunt YouTuber de la cu lumini de asta, știi? Și în acest episod trebuie să-l omor, cred că pe un terorist, cred. Bum! Așa o să facă și creierul meu astăzi. Bum! Încercând să facă această mișine. Și noi acum trebuie să mărim un terorist. Așa, și ideea este că trebuie să într-un fel să ajem elicopterul în așa fel încât Jacob să poată să tragă cu cutunul. Și știți și voi cum sunt NPC-urile astea. Sunt nașpa, mă rog, de tot. Și asta mă aduce la vorba mea că urăsc NPC-urile, frate. Și mă încetinesc foarte mult. I have the feeling you don't want to be responsible for a helicopter crash in Middle Park. Show that. Deci vorbim misiune cu NPC-uri, adică nu știu care faza, frate, pentru că NPC-urile sunt făcute foarte prost, știi? Și într-adevăr mai mult te încetinesc, știi? Ba nu trag bine, ba mor repede. Și vreau ceva să meargă, adică că să meargă cât de cât ok, să mă aștept și NPC-urile, nu să mă încurce. Și nu puteam să fiu eu care trage cu ăsta, adică nu era mai ok așa. De ce ne poate să conduc eu tot timpul, în fiecare zi să conduc eu? N-am înțeles ideea asta. Mamă, mai fumat în timp ce trage, ești nebun? Mișto, ce să zic, chiar o să meargă bine misiunea asta. Și faza bună este că am programat interviul ăla cu Goldberg. Cred că după misiunea asta o să facem, dacă nu asta este. Ideea este că trebuie să aștepta ceva mult. Așa până o să vă dea trigger la misiune cum a venit, știi? Cea mai bună opțiune este să dați fast forward folosind un trainer. Eu așa am făcut, ca să... Că nu știam dacă e glitchuită sau e... Trebuie să aștept nu știu cât, știi? Și atunci e asta, că era jumătate afară din cadru. Și mi-am dat seama că după aia e ok, știi? Și când e buguită și tot e în regulă. Get close and move on. Deci și cam cât de aproape trebuie să fii, frate. Hai că stau așa, aoleu. Uite, hai că stau așa, uite, hai. Ha, mă, trage-n pizda, mă, tine. Mamă, dacă o lua din prima... Mamă, deci dacă... Deci, uitați-vă și... Hai. Uite-te și tu, hai, trage! Mamă, ce bine din a treia, mamă, ce m-a speriat cu aia. Nu că eu misiunea asta am repetat-o, deci cred că prima oară când am jucat jocul ăsta, cred că am repetat misiunea asta de vreo 3-4 ești tâmpit. Că eu nu puteam să mă apropii cu elicopterul, da. Mamă, hai că m-a scos repede, cred că cineva de acolo de sus mă iubește, frate. Mamă, cineva se întâmplă cu aia, mamă, holy shit. Texturile pop-out. Mamă, dar se vede că e glitchuit ăsta, ești în PGTA 4, da, e... Da, trebuie să aibă un remaster, neapărat. Deci neapărat trebuie să aibă să un remaster. Unde și uneva? Aici? Ok. Bun, hai să o coborâm. Oh, shit. Nu era misiunea completă. Și asta a fost misiunea, băiți. Băi și fete, dar salvă că ce avem. Ia. A, uite că am interviu. Yes. We shut down that chopper for you. You think I don't know that? You think I've been sitting around scratching my balls with my head up my ass? I'd be impressed if you had been. I appreciate your assistance, Pelic. You did a good thing today. Now it's my turn. I will try to find the man you're after. Finally. Te pup. Ok, și am ajuns în cele din urmă, am ajuns, final interview, și cred că din cauza asta nu-mi dădea misiuni de la Playboy, vedeți? Că nu le-am făcut-o pe asta.
It's Nico Bellic. I'm here for an interview. Ok. Go to the reception, băieți. Știți ce ați mai făcut astăzi? Bine, acum cred că sunteți deja în vacanță. Nu mai aveți treabă cu școala și cu tezele. De fapt, acum nu știu dacă se mai țin teze. Ce se mai ține? Cred că de fapt se fac trimite, nu știu la ținute. Liniște mortoară. Ok, great. Tell him to come through to my office. Would you please follow me, Mr. Bellic? Mamă, cred că ăsta e singurul om pe care nu-mi place că-l umor. Și mi se pare nedrept. Dar asta e jocul. Nikolai, I like your resume. You seem to be the sort of man who would go the extra distance. I just need to take another look. Get myself reacquainted with your experience. You're standing. That's a power play. I like it. Okay. I was never here, you understand? Oh. Nu fă asta. Ia pot să mă... și de asta că există de prea mare, ești nebun, mă pot duce. Shit. Oh, căcat. Mama, mă uitați-vă câte viete mai am. Stai că dau și frame pe monitor, dau și totul ești tâmpit. Mamă, două steluțe. V-aș aprecia, hei, dacă aș avea o veste ceva, m-ar ajuta să știți. Dar ce joc face ce vreau eu? Mai ce vrea el? Mamă, și ăsta m-am culcat pe la două, frate. Mamă, și când efectiv nu putea să dorm, frate. Efectiv nu putea să dorm. Și zice, e enervant ca când a doua zi, frate, cum a venit, te simți nașpa rău de tot, adică ai... Nu, da, nu ești productiv deloc, adică bine, nu e ca și când ai fost în mod obișnuit productiv, dar vă aștept, băi, ce vreau să zici. E starță de căcat, știi? Acum pot să zic, frate, că mă simt, nu mă simt chiar atât de obosit, pentru că mai, știi, de ce? Pentru că am dormit bine zilele trecute, știi? M-am culcat pe la vreo 10 și atunci, ați zis, mi-am refăcut cumva somnul, știi? Și acum, dacă am dormit vreo câteva ore pe noapte, știu, am compensat cu orele trecute cum a venit, știi? Și asta e faza. Dar se întâmplă, frate, na, e chestia asta, de sau se pot întâmpla, știu, chiar am început să muști la un moment dat, frate, mă gândeam, bă, dacă am insomnie boală de aia, știi, mamă, uitam în panică, frate. Știu că e un subiect de căcat pe care îl discut acum, dar n-am altul, mă jur. Deci e singurul subiect pe care l-am acum. N-am altul. Asta, lasă vața bună, frate, la ce v-ați așteptat? Hai, te fumează printre blocuri gri, Francis stă. The files. Great. Peace at last. Nico Bellic e dat-o la temelie. Nu, frate, ești nebun, stai liniștit, am rezolvat eu. Mă, ce jecul, tu zici-mă câte vieți distruge ăsta, frate? Doar ca să scape el curul. Holland Knights. Ah, Holland. 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 Yes, I'll make commissioner. Yeah. No, I don't care about Packy. Listen, Ma, I've got to go. Love you too. Good to see you. I'm sure. You know it's funny, but I see a lot of me in you. You know why? No. You know there's no good and no evil. Just shades of fucking gray. Whatever. Make things 1% better, that's enough. That's our duty. If you say so. Oh, I do say so. I want to make things a bit better. By any means necessary. And you, what do you want? I want to get paid. Dar era sigur că spune asta. Yeah, sure you do. So listen, I got something I need you to do. This is the last time. Of course. Some drug dealer is holed up in a tower block in East Holland. Now, this scumbag's been pushing drugs, pimping women, you name it, he's done it. I need him dealt with. Okay. Isn't that police work? Sure. And the moon is made of cheese and the streets is paved with gold. Wake up! Excuse me? The guy's guilty of sin. He is sin! Cine vorbea? But... It'll take me a year to get the evidence.
More, maybe. And maybe good men will get taken down by that evidence. Maybe people make mistakes. But this guy is scum. How much? Oh, how much? Good money. 5G. 2 G's. Two? You mean five. Exact. That's my man. That's my man. If someone was to tell me you were some fresh off the boat killer with more balls than brains, I'd say he was about right. Pe chiar așa sunt. Okay, you got a deal. Head on up to Vox site and call me. 5G's. Da, vedeți, mă gândim la fel, frate. 5 e numărul magic, frate. Da, mă, n-am, credeți-mă că, deci, credeți-mă că încerc acum să mă gândesc la un subiect repede, pe repede înainte și nu găsesc, frate. Deci asta mă ură, frate, și mi se întâmpla treaba asta și când mi se întâmpla prin 2019, mi se întâmpla, când efectiv vorbeam, țineam așa un discurs de la mișto, de la foarte ala Dragoș, tu mintezi cu aspect blood and worst, și la un moment dat, frate, efectiv ca și când mi-e fi formatat hard disk-ul, nu avea nici măcar un subiect, știi? Și acum, desigur, nu trebuie neapărat să comenti, să neapărat să zici, să comentezi, eu știu, amintirile tale. Poți să comentezi jocul, dar de exemplu, frate, ce îmi place mie și ce mă regăsesc eu foarte mult, în a comenta, da niște subiecte, având o ilustrație video în față. Mai ești nebun cu ilustrație de video cu de-asta? Ho, mă, țărane, că ai crescut la țară, ești stâmpit. Mai pe mine cu ilustrație video cu de-asta? Bă, calmează-te, băi, 5G. Acum, cred că este la latitudinea fiecărui om să decide dacă e bine sau dacă nu e bine. Acum, știu, poate sunt anumite subiecte pe care nu... E ok să le discuți pe un clip și să le discuți superficial, de exemplu cum a fi chestia asta cu Dumnezeu, știu, am mai făcut treaba asta și nu mi-a plăcut cum am făcut-o, adică chiar mi s-a părut cringe, adică vorbeam despre Dumnezeu în timp ce împușcam pe acolo, adică doesn't make any sense, știi, adică, păi nu, frate, trebuie să fac, că trebuie să fi făcut un clip separat în care să vorbesc despre treaba asta și la modul, într-un mod ăsta a făcut frumos, știi, nu așa, știți, ala, cu dacă faci treaba aia, și căcați-n. Știi, adică trebuie să știi să discuți, știi, nu e așa, nu discuți ca, ca și când ne comentau un meci de fotbal, știi? Bă, dar chiar, bă, deja am întâlnit o chestie, frate, de ce ne va comenta să, gen comentatorii, fotbal sau, de ce? Francis McCreary is the community now? You're starting to sound like your friend Manny. Aha, așa, de ce, adică care rostul comentatorului, frate? Unde? Unde? Ai, mă, bine că se ascunde și bine că se ascunde fix în găoază, ești tâmpit. Mamă, se ascunde după blocuri, după asta, ești tâmpit. Bine că se ascunde, ești tâmpit. Mamă, ce mă enervează, futu-s morții, mălții să-ți fut. N-ai cu aia se ascunde ăștia și în bazinul WC-ului, ești tâmpit. Când te duci, te caci, ești nebun, te treci cu un glunț la ceafă. Cum ar fi cu aia? Ai dragul de gangster împuțiți. Bă, în sfârșit, Francis face o treabă bună. Da, bine, cred că e și presat de colegii lui, probabil, gen, știi, se nu poate la cu ei că corupt, și... Ia să vedem noi. Yo, 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 man, you got me, chill. I surrender. You wouldn't kill an unarmed man, would you? This isn't my choice. The police want you dead. Sorry. Bă, era totuși un om, bă, totuși... Făcea drogul și nu putea să-l lăspăsă în libertate. You have a legendary person, nu știu ce. Lure. Momeală, cred că semne lure. Da, momeală. Are you trying to get us both killed, you fucking asshole? What? I send you to destroy an organization and you only make the boss disappear. Now his chief lieutenant is holed up in an apartment and he wants to speak to the feds. Whoa, hold on. An organization? No, you fucking idiot! I paid you to do a man's job, you amateur, you fucking boy! No, 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 no. You sent me to kill one guy. One guy who would put you in prison. Bullshit! Bă, care a fost asta? Că nu mă țin minte. I'll tell you what, genius. I'll tell you fucking what. Tell it to the judge. Tell him I only sent you to kill one guy, so it ain't your fault. I wonder what he'll say. Maybe he'll let you walk. On account of you being brain dead and totally fucking mentally retarded. Maybe he will. Either way, you're screwed. Whoa. Look. You gotta do this for me. For us. Come on, you idiot. Nah, the guy's a fucking low life. He means nothing. If there is a God and he loves us,
If there is, he'd want this cunt dead. The guy sells heroin to kids. The world is full of bad people. But we've got a lot to lose. I don't have anything to lose, Mr. McCreary. How much? You know my price. No. Five. You call. I don't care. You bastard. Dar mă știi. Five G's is my name. Bă, eu m-am puțină baterie, așa că trebuie să am grijă că... Trunk of a car at the corner of Albany and M. So go there, give me a call. Mama, m-am uitat și la bă, boss, poate să văd așa cam câte comentarii are și el. Am fost să zic, bă, oare, nu știu, o fi singurul care tot așa nu are comentarii? Și să știi că și el face la 200 de minute abonat, frate, eu nu știu cum face la gameplay și postează atât de des, știi? Nu, bă, nu știu, bine, are, bine, pentru bancă, că spun eu că cred eu că se lăsa de mult, știi, dacă ar fi așa. Că îți dai seama că și consumă timp treaba asta. Și gândește-te că, bă, o spider, crede-mă că ce fac eu e pastilă cu apă pe lângă ce face el. Pe cu aia ăla face gameplay-uri zilnice, frate. Deci ăla la vedeți gameplay zilnic la el. La mine îl vedeți la 2-3 zile, ca să zic așa. Depinde și de chef. Și depinde și cum sunt filmate. Asta e faza. Dar știi că e faza păcat, totuși păcat, frate, că uite, băieza are ani așa de muncă, de muncă. Bă, mă rog, poți să spui și de muncă. Și vezi tu că totuși nu are vizualizarea pe care le merită. Adică gen, după 10 ani, frate, să ai decât 3 comentarii, frate, parcă nu mi se pare corect. Știi? Mamă, dar și Nico ăsta are niște întrebări, frate, gen, mamă, cu aia. Na, acum, na, oricum, hai să nu mai vorbim, toate au rămas în trecut, hai să fim veseli, să fim optimiști și, bun, acum să revenim la misiune. Aia, pe aici îl avem pe domnul ăsta care stă foarte frumos în fotoliu și întrebarea noastră este cum îl facem să fie fix în dreptul geamului. Păi, avem o opțiune, putem să tragem prin geamul ăsta și să fie, să... puște televizorul boring sau puteți să fii puțin creativ și să distrugem această antenă. Și dacă tragem această antenă, semnalul slab, așa se duce și după aia frumos să-l împușcă. Mă? Mă rog, vă spuneți voi, vedeți, așa se poate rezolva această minunată problemă. Mama, am ratat peste din greșeală am dat, a văzut să mă bag repede de mașină. Ce am făcut că s-a băgat în mine? Al dracu de țăr, ai dracu de țăr, s-a băgat. Ai văzut că ei s-a băgat în mine și tot bă, mă caută. Miliția ca să mi-o dea la temelie așa frumos. Ca să primești anumite misiuni, mi se pare că trebuie să faci anumite misiuni în ordine. Și cred că din cauza asta nu primim noi. Cred. I don't know. Nu știu. Oh, there he is. The sophisticated European. I don't know about that. So, how are you? All right, yeah. Cage, don't stand there talking to him on the doorstep. Ask him in. Oh, come in. Ma, you remember the boy's friend Nico? How are you? Good, and you? Put it like this. My boys are out of control. My daughter can't find a man, and my husband is in hell. I'm thinking God moves in mysterious ways. Oh, that's mother for you. Always a joy. Nico, you made it, huh? Well, I'll leave you to your men's talk. I hope you impress each other. Hey, look at me. Yeah. Yeah. I thought so. You'll do fine. Fine at what? Some gimp work for the Pegorinos. I owed them. Oh, please. I do it myself, but I think I'm being watched by the cops. Someone. I think I'm about to get pinched again. Shit, really? Yeah, it's happened before. I keep seeing the same car watching. All it means is someone's been speaking, we just have to find out who and make them stop. In the meantime, I'll chill things out for a bit. So, I need your help. Okay. Attaboy. Come on, got something to show you. Now, Pegorino's a funny guy. Seems like his main motivation is putting his Guernsey crew on par with the 5-0 families.
Ancelotti's being the weakest. He's decided to stir shit up for him. Now, the Ancelottis have an uneasy alliance with some Albanians. They use them as hitmen, thugs, bullies. I know the type. Much like Jimmy DeGuido uses us. So, what you're gonna do is disguise yourself as an Albanian and then go whack Frankie Garone, an Ancelotti longtime capo. Sure. Which Albanian? This one. Wow. Îți dai seama ție mișto pute acolo. I need your boat. Auzi ce mișto astea ceasta la o fata să spui I need your clothes, your boat, and your motorcycle. I need your boat, your clothes, and your motorcycle. I need your boat. Gata mă, cam așa cum o să zic, care vă tați și morții tăi. Dar uite că nu vreau să tac în morții mei, vreau să tac în morții tăi, nu n-ai mii. Ai înțeles? Ia uite motoretă mișto am aici, am motoretă. Bă, dacă nu suntem astăzi 20 de like-uri, ne supărăm, să știți. Deci eu vă zic că n-am zis de... Da, dacă nu vede, dar dacă nu vă duci de acum, ne supără și nu știi ștergi canalul, frate. Că m-am hotărât. Vorbuie serios. Oh, bine că am Ingram-ul ăsta mișto. S-a auzit că s-au pus o primit în jocul ăsta. What? Mamă, ce bubui cu aia, uite-te cum se face, mă! Frankie Garone sleeping with the fishes. Anyone who saw us is going to describe the Albanian you got on ice. Sure. I'll let Jimmy P know about it. Cut in on anything he throws my way. I don't know how long I'm gonna be outside, though. Plus the cops might knock down my door any moment. Take me to the pen. Good luck with that, Jerry. Mamă, la că mărs pe ăsta. Păi, să ajungem la Prebucino, frate, că toți suntem aici. A, Brusi? A, muzi... Yeah, baby, I'll be there in a little bit. All right, listen, why don't you wear that pink thing, huh? Yeah, the pink thing with the little feathers on the, Yeah. I gotta go. Nico, come on in. Okay. Where the fuck have you been? Sorry, you know how it is. I know how it is. Yeah, I know how it is sitting around with $2 million worth of stolen ice waiting to get jumped, if that's what you mean, brains. Were you followed? No. I mean, I don't think so. This town's full of rats, so who knows? What's going on? What's so urgent? I need you to offload this ice for me. So what you going to do for me? What do you mean, what am I gonna do for you? I look after you. I don't need looking after. I need help finding someone. I said I got connections. I'll see what I can do. I'll see what I can do is not good enough. I want your word that you'll find him. Hey, I said I'll look after you. You know what? It's cool. Get someone else. I'll see you later. Oh, whoa. Are you fucking kidding me? No! I keep doing these favors for you, and you pay shit. Now, I need this from you. A guarantee that you will find this man. And I know he's in the city. So either you give me your word or go fuck yourself. I'm sick of this shit. Fine, you got it. You want my word? You got my word. Good. Who is he? Florian Kravich. Florian fucking Kravich? That's right! Okay. You have my word. In the meantime, head over to the Libertonian. There you're gonna meet that guy named Johnny, and the two of you are gonna exchange the diamonds with a guy named Isaac. Then, you give Johnny half the money, the rest you bring back to me.
What's he doing there? He's waiting to get paid. It'll be good. Keep things on a level. People always behave better with company. Sure. Much better getting shot by two guys than one. Is this the merchandise? No, it's my lunch. Funny. Ok, deci acum trebuie să decim, ne întâlnim cu Johnny din nou, să facem acel exchange de diamante, parcă așa că, da, diamante. Mă, dar întreagă poveste, frate, cu diamantele. Hey, all right, man. How's it going? Hey, good to see you again. Yeah, likewise. Let's hope this goes a little better than before, yeah? Come on, let's get inside. Gentlemen, gentlemen, pardon the precautions. You know how things are. No problem. Let's do this. Okay, let's see the stuff, gentlemen. Maury, come over here. Whoa, 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 whoa. Since we're having a little show and tell, let's see some money. Of course, no problem. There it is. Beautiful, huh? Unmarked bills. No history, no need to launder. Good. Nico, show him the stuff. Get in there, Maury. Isaac, look at them. Gorgeous, huh? Like condensed money. Isaac, these are great. Oh! Rest of you motherfuckers want to die? Do something stupid, okay? Fuck you! Just get the shit, man! Come on! Naka comis-o nebunul. A venit nebunul de Isaac. Taram, bam, 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 bam. A venit nebunul de Isaac. Eu, morții tăi. Oh, ho, 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 nice. Mai ai acolo viață. Mai trebuie să... Trăiesc până atunci. Asta e ideea. Ia. Nu. Nu. Nu, fugi. Ok, stai că mai acolo viață. Oh, shit. Mamă, da, crezi că avea shotgun, ești nebun. Mamă, ai că a reușit să le scupă asta, să-mi driblez viața cu aia. Hai, auzi, ia. Asta avea shotgun cu aia. Fugi. Fugi, 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 fugi. I-aș fi vrut să iau asta, mașina asta, a fi fost mișto pentru evadare. Dar stai puțin, a zis Lost, ai gătit să-i omoră sau să fugim de ei? Adică it's a big difference. Hai! A, mă, mor în pis, da, Motic, uite câte de-asta glanță să-i ștâmpit. Motic, băi, de asta se învață cum avansam eu așa. Coaie, mai... What? Mă trește? A, mă! The deal didn't go so good, Ray. Johnny's got the cash. I don't know who has the diamonds. Shit! That biker piece of crap better not be pulling nothing. Come back and see me! Bă, lume, aici să mă opresc, că mă simt obosit, nu chiar mă simt obosit și am făcut ce am făcut, ce a trebuit, așa, nici nu vreau să mă lungesc prea mult cu episodul, să mă obosesc prea mult. Asta a fost Dragoș, eu am fost, asta a fost Dragoș, asta a fost GTA 4, eu am fost Dragoș și sper că v-a plăcut. Ia uite ce bine stă, ești tâmpit, ia uitați-l, ia uite, Gangster Wannabe, asta așa că îmi place cum e așa timpul ăsta. Ia, Bruce, ia, o ia pe asta. Nu vreau să te împiți de mătii. Așa. Sper că v-a plăcut. Asta o să fie postat vineri, așa că vă urez un Crăciun fericit alături de cei dragi. Și să fiți mai buni, să fiți mai respectoși. Să lăsați acea ură care vă cuprinde și să încercați să nu mă judecați, eu știu, oamenii după aparențe, după felul cum apar în online, sau mai nu știu ce, știi, pentru că... Nu e ok, nu e corect, nu e ok,
Nu cred că vă reprezintă treaba asta. V-am salutat, vă respect încă o dată și vă iubesc. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până acum. V-am pupat și vă iubesc. Pa, pa!